liceu anume a participat la formarea mea ca persoană. Spun mulțumesc profesorilor, pentru că ei au foarte mult au contribuit la asta. In 2017, the EC mission facilitated an agreement between Chișinău and Tiraspol on the functioning of Moldova-administered Latin script schools in Transnistria. Starting from 2018 academic year, the schools operate with 10-year lease contracts, reduced rental fees and utility rates. This agreement was one of the 8 priorities identified by the sites for building confidence between people on both banks. Situația s-a îmbunătățit cu mult în comparație cu ceea ce a fost până în anul 2018, începând cu 1 ianuarie pentru chiria acestei clădiri mici cu 2 etaje plătim o sumă simbolică 1000 de lei, pe când până în 2018 plăteam 600 de mii de lei. Nu sunt acele momente grele, atât de dificile, simțim puțin că suntem mai liberi. Situația școlilor din Transnistria, inclusiv și a liceului nostru, este un pic mai bună. Cu referire la eliberarea unor carnete pentru elevi, aceste carnete permit copiilor noștri ca să se deplaseze liber, fără permisiuni de la Tiraspol și fără procură de la părinți, în cadrul desfășurării mai multor evenimente, olimpiade, excursii pe malul drept al Nistrului. The agreement on the Latin script schools has brought certainty to the schools, and it has increased trust. And I think this is a good basis to tackle other issues, including the return of the school building for the Evreka Lyceum in Ribnica. Mi-aș dori foarte mult copiii să se bucure de școală și părinții cu mândrie să-și aducă elevii în instituția noastră. Durerea cea mai mare rămâne lipsa localului permanent pentru instituții. Sunt încrezut că această școală va exista, are viitor și va exista încă mulți, mulți ani, 50, 100 și poate și mai mult. Liceul care a absolvit eu învață și sora mea, Ghidri Maria, care acum e în clasa 6 și e o fată drăguță. Asta e.